Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei vărsători! Aceasta este etalarea lunii august pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în semnul vărsătorului. Hai să vedem ce energie vă așteaptă aici în luna august pe toți vărsătorii. Ok. Foarte interesant! Văd că tematica generală a vărsătorilor pe luna august este vindecarea relațiilor parteneriale, de orice fel. În principiu, relația de cuplu, dar pentru cei care sunteți singuri, atunci poate este vorba mai degrabă despre vindecarea relației voastre cu părinții, da? Pentru că din relația pe care voi aveți cu părinții voștri sau din viziunea pe care voi aveți asupra relației părinților voștri, cumva de aici se trag foarte multe dintre problemele sau dificultățile cu care voi v-ați întâlnit în viața voastră personală, amoroasă, în relațiile voastre interpersonale în general. E o lună foarte frumoasă pentru voi, adică acest simbolism care apare aici mie dă așa încredere că puteți să profitați la maxim de energia momentului, că puteți să vă vindecați în principiu pe voi înșivă și relația de cuplu în consecință, dar cartea asta care a apărut aici în mijloc îmi arată că e foarte important să vă acordați și suficient timp ca să vindecați toate aceste răni. Trebuie să fiți blânzi și cu voi înșivă și cu partenerul sau partenera voastră, da? Cu soțul, soția, iubitul, iubita. Blândețea, cum ar veni, este cheia succesului. Nu uitați că dacă vă doriți o relație de cuplu armonioasă, o relație de cuplu fericită, împlinită, asta necesită efort susținut, efort depus constant, zi de zi, dar relațiile fericite, relațiile împlinite nu sunt o întâmplare care nu știm de ce au loc. Nu, e foarte clar, rețeta e foarte simplă. Trebuie să vă puneți partenerul mai presus de orice, mai presus de prieteni, mai presus de familie, mai presus chiar și de copii. Relația de cuplu este cheia, este fundația familiei. Iar în momentul în care v-ați căsătorit, familia voastră, da, numărul 1, prioritatea numărul 1 este soțul sau soția voastră. Nu mai e familia din care ați plecat, nu mai sunt părinții, nu mai sunt frații, surorile, nu mai sunt prietenii, e soțul sau soția voastră. Acolo trebuie să fie prioritatea voastră numărul 1, bineînțeles dacă vreți ca relația să funcționeze. Că dacă nu sunteți de acord cu ceea ce spun, ok, atunci n-are rost să mai stați pe aici, pentru că e clar că viziunile noastre sunt complet diferite și viziunea voastră e complet diferită față de ce vă transmit aici cărțile de tarot. Aici cărțile vă spun clar, parteneriatul ideal, parteneriatul acela echilibrat, relația aceea frumoasă, armonioasă, din care crește ceva sănătos, relația aceea care în urma ei lasă niște copii foarte bine adaptați în societate, deștepți, frumoși, fericiți, împliniți în toate planurile, relația aceea din care se construiește ceva solid, dar se lasă ceva în urmă, se lasă o moștenire generațiilor viitoare, asta vine cu efort, efort constant, efort depus zi de zi, vine cu vindecarea rănilor interioare din fiecare partener, vine cu blândețe, vine cu înțelegere și mai presus de toate, cu punerea parteneriatului, cu punerea relației de cuplu pe locul întâi. Asta trebuie să fie prioritatea voastră numărul 1 dacă vreți ca relația să funcționeze. Nu jobul, nu cariera, nu părinții, nu copiii, nu prietenii, nu hobby-urile, nu jocurile pe calculator, nu. Relația de cuplu e prioritatea numărul 1. Tot restul e așa, frumos să le avem acolo pe lângă. Pentru cei care sunteți singuri, da, pentru vărsătorii singuri, spuneam că este o lună foarte importantă acest moment aici în august cu Venus retrograd pe axa relațiilor pentru voi, da? Aici vă dau așa și niște mici indicii de astrologie. Luna august clar e un moment foarte important pentru voi să vă uitați în interior, să vedeți care sunt acele blocaje emoționale cu care voi veniți, acele blocaje mentale
care v-au pus piedici în trecut, în relațiile pe care le-ați avut sau pe care le-ați încercat. Sunt foarte, foarte mari șanse de vindecare aici. Dar, dragii mei, nu vă vindecați dacă rămâneți în energia de frică și dacă nu încercați și dacă nu mai dați o șansă nimănui. Vindecarea vine doar atunci când dați o nouă șansă unei persoane care, într-adevăr, să merite încrederea voastră și îi permiteți acestei persoane să vă arate, de fapt, cum poate să arate o relație de cuplu armonioasă. Dacă nu vă simțiți încă pregătiți să faceți treaba asta, pentru că această carte mie îmi transmite așa că foarte mulți dintre vărsătorii care mă urmăresc acum au foarte multe temeri, foarte multe frici, foarte multe experiențe negative din trecut și nu vă simțiți încă pregătiți să faceți acest pas. Atunci, dragii mei, ce puteți să faceți ca să vă ajutați, da, pe voi înși vă luna august, să vă ajutați să vă vindecați de aceste răni emoționale, fizice, mentale, de care or fi blocajele voastre pe partea asta de relații, de cuplu și așa mai departe, ce puteți să faceți ca să vă ajutați pe voi înși vă să treceți peste acest blocaj, este să vă rescrieți cumva imaginea mentală și acele idei preconcepute pe care voi le aveți despre relații și cum puteți face asta. Citiți cărți romantice cu final fericit, uitați-vă la comedii romantice, filme romantice cu final fericit, înconjurați-vă de acei prieteni care sunt deja în cupluri echilibrate, stabile, în relație așa cum vă doriți și voi în viitor, da? Cu cât vă înconjurați mai mult de aceste energii pe care voi vreți să le atrageți în viața voastră, cu atât mai ușor va fi procesul acesta de vindecare. Eu zic că nu e suficient doar așa cu filme și cărți și prieteni, dar măcar e un start dacă nu sunteți pregătiți cu adevărat să dați o nouă șansă unei persoane noi în viața voastră. Bun, dragii mei, știu că e posibil să fi spus aici niște lucruri care poate nu sunteți de acord, dar dacă sunteți de acord cu informațiile care au reieșit în prima fază acestei analize, acestei etalări de tarot, atunci stați aproape pentru că acum urmează partea a doua. Partea a doua a etalării în care vom scoate mesaje de la cărțile de tarot, iar dacă v-a plăcut până aici mesajul, vă rog să nu uitați să dați și un like acestui video. Hai să vedem ce au de spus cărțile de tarot pentru vărsători. Ok. Interesant. Ah, ok, aici au vrut să sară trei cărți, le păstrăm pe toate trei, vedem noi dacă reușim să le punem așa să se vadă toate în cadru, le aranjăm noi cumva, dragii mei vărsători, dacă toate mesajele astea au vrut să reiasă aici pentru voi, le facem noi cumva să fie bine, nu? Bun, hai să vedem, 9 de cupe, arcana majoră diavolul, arcana majoră luna. 3 de monede, 2 de monede, arcana majoră temperanța. Lucrurile se pot termina cu un final foarte fericit. Foarte echilibrat, foarte armonios. Avem niște cărți pozitive pe aici și avem niște cărți care îmi dau niște semne de întrebare. Da, hai să nu ne panicăm, hai să le analizăm toate pe rând. Hai să o luăm cu începutul. În primul rând aici aceste două prime cărți, 9 de cupe și arcana majoră diavolul. Mi-arată pentru voi, dragii mei vărsători, că potențialul, da, în dragoste, că asta e etalarea voastră pe luna august, e doar referitoare la dragoste. Mi-au spus asta foarte clar cărțile astea care au ieșit aici primele. Bun, deci pentru voi potențialul în dragoste este foarte pozitiv în această lună, dar depinde foarte mult și de circumstanțele voastre, de situația în care vă aflați. Și aici văd în luna august un foarte mare potențial să vă reconectați cu cineva din trecut, sau cu o situație din trecut, sau cu o energie care se perinda aici prin viața voastră de dragoste în urmă cu 8 ani, în vara anului 2015. Și acum, aici trebuie să fac un pic de clarificare. Dacă această energie de acum 8 ani cu care vă reconectați este energia relației pe care o aveți acum, dar sub forma în care era ea în urmă cu 8 ani, când erați mai tineri, mai fără griji, mai fără probleme și
Spre exemplu, vă trimiteți copilul la bunici sau trimiteți copilul în tabără și profitați luna august, măcar câteva zile acolo, sunteți doar voi cu soțul sau soția voastră și vă reconectați cu acea energie de când erați singuri, tineri, căsătoriți, foarte îndrăgostiți, atunci lucrurile sunt foarte, foarte benefice pentru voi. Dacă, în schimb, energia de acum 8 ani cu care vă reconectați aici în dragoste este o persoană cu care ați fost în relație în urmă cu 8 ani sau cu care ați discutat în urmă cu 8 ani sau pe care ați cunoscut-o prin vara anului 2015, așa cum reapare această persoană în viața voastră, vă zic foarte clar și tranșant că această reconectare nu o să treacă testul timpului. O să fie un lucru temporar, care nu o să vă aducă împlinirea pe care o căutați. E doar focul momentului, da? Pe acest tranzit de Venus retrograd în Leu. E doar conjunctura momentului, e foarte multă tentație, e foarte multă atracție fizică aici, dar din punct de vedere emoțional nu o să primiți împlinirea pe care voi o căutați de la această persoană. Și vă garantez că până la mijlocul lunii septembrie, orice încercați să faceți aici se termină. Se termină destul de dezastruos pentru voi, fiindcă vă lasă aici foarte confuzi, vă lasă într-un punct în care trebuie să începeți să reclădiți, să reconstruiți, pentru că clar nu ați învățat lecția trecutului pe care trebuia să o învățați și reveniți cumva la linia de start. Adică voi aici erați la nouăle de cupe, aproape de finish line, da? Aproape de linia de sosire, foarte aproape să câștigați acea cupă, acel trofeu pe care voi îl doriți în dragoste, acea relație frumoasă, armonioasă și așa mai departe. Dacă cădeți pradă tentației, tot acest castel de nisip se năruie și nu că ajungeți deja din nou la linia de pornire, da, la start, dar aveți aici și niște restanțe pe care trebuie să le rezolvați și rezolvarea se află de fapt în temperanță, în cumpătare. Acum, dragii mei, dacă voi reuși să treceți peste acest test capricornian de aici, da? Peste acest test pe care Universul vi-l pune în față în această lună august și faceți alegerea emoțional corectă pentru voi, alegeți cu inima, nu doar cu hormonii și cu atracția fizică, da? Dacă reușiți să treceți acest test și nu reveniți în niște tipare de acum 8 ani care erau toxice și atunci și rămân toxice și acum, atunci aici luna, da, această arcană majoră, de fapt, deblochează pentru voi o resursă foarte benefică, intuitivă și vă arată calea de acum înainte, vă arată de acum înainte în ce direcție ar fi bine să continuați să investiți în relația de cuplu. Ce trebuie voi să învățați despre partenerul vostru, ce trebuie voi să învățați despre voi înși vă, astfel încât relațiile voastre viitoare să fie mai echilibrate, mai armonioase. Și o să reușiți să ieșiți din această energie de ezitare, din această zonă duală, din această zonă gri în care nu știți, sunteți cu cineva, nu sunteți cu cineva, e relație pe bune sau nu. Doar ne prostim, ne amăgim sau chiar încercăm să construim aici o viață și efectiv reușiți să dați un start foarte benefic, foarte frumos, protejat angelic aici, da, de acest înger al temperanței. Deci, dragii mei, ca să sumarizăm așa pe scurt, alegerea este a voastră în luna august, dacă alegeți tentația pe care diavolul, da, în această reprezentare vă pune în față, sau dacă faceți alegerea corectă, alegerea morală, alegerea etică, dar alegerea mai dificilă și vă bucurați de protecția acestui înger aici pe zona relațiilor pentru voi. Alegerea este a voastră, eu doar v-am arătat ce au de spus cărțile pentru voi la acest moment. Bun, și înainte să finalizăm, o să scot și un card de înțelepciune, un ultim mesaj de încurajare pentru voi, pentru luna august, dar până când amestec eu aceste cărți, dacă v-a plăcut această etalare, vă rog, lăsați-mi și un comentariu, puteți să-mi scrieți acolo ceva mai extins, da, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, cu ce ați rezonat, cu ce nu ați rezonat, sau dacă n-aveți mare lucru de împărtășit cu mine, măcar lăsați-mi acolo, nu știu, o față zâmbitoare, un ceva, un mic mesaj ca să văd și eu cine e interesat de aceste etalări pe care eu le tot pregătesc aici
pentru voi. Hai să vedem. Mesajul pentru lei, pentru luna august. Uitați ce frumos! Cum se leagă toate între ele. Mesajul final pentru voi, așa ca să porniți în luna august cu dreptul, este următorul. Sunt demn de a fi iubit. Sper că n-am spus pentru lei, ci pentru vărsători, da? Mesajul pentru vărsători. Sunt demn de a fi iubit. De cel puțin 3 ori pe zi stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. V-am spus, dragii mei, toată etalarea voastră este despre dragoste. Și această carte vă reamintește că relația fericită, relația împlinită, relația pe care voi vă doriți și cu înțelegere emoțională și cu atracție fizică și cu o conexiune la nivel spiritual în care cei doi parteneri lucrează împreună ca să iasă din această zonă gri și să se îndrepte cu mare rapiditate către toate binecuvântările care sunt pregătite în viitor pentru ei, care vă așteaptă. Da, cheia ca să deblocați tot acest lucru este să vă vindecați pe voi, să vă dați seama că sunteți demni și că meritați să aveți genul acesta de relație și să nu vă mai puneți în situațiile de compromis în care v-ați pus în trecut, ci să mergeți cu fruntea sus, cu demnitate, cu integritate către viitor, către acest viitor foarte, foarte protejat, da? Protejat de divinitate aici pentru voi. Bun, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut această etalare. Nu uitați că în fiecare săptămână eu fac și câte un horoscop pe fiecare semn zodiacal în parte, iar dacă vreți să vedeți și aceste analize astrologice, abonați-vă canalului meu de YouTube, e gratis, nu vă costă nimic și în felul ăsta o să fiți anunțați de fiecare dată când public noi materiale, noi analize, noi etalări de tarot sau analize astrologice pentru voi. Vă doresc să aveți o lună august minunată, ne vedem și în următoarele episoade. Pa, pa!